Vasile Dâncu susține că se caută soluții pentru ca imobilele cu bulină să poată fi consolidate chiar dacă unul dintre proprietari nu este de acord. Mai mult, vicepremierul vrea ca imobilele să poată fi consolidate fără ca locatarii să fie evacuați, iar statul să acopere costurile. Dar nu o fi oare riscant? În unele cazuri nu, spun specialiștii. Dar pentru ca acest lucru să se poată face, este nevoie de o metodă mai puțin folosită până acum. Metoda se numește izolarea bazei. Și în cazul ăsta, într-adevăr, se intervine numai la baza clădirii, introducând un layer de izolatori și în partea de sus nu mai necesită intervenții, eventual niște intervenții de mici reparații locale. Părerile celor care locuiesc în clădiri cu risc seismic sunt împărțite. Eu n-aș avea nicio problemă să locuiesc în imobil și să se lucreze în el în același timp. Dar sigur că asta ar presupune foarte mare deranj. Eu nu voi rămâne acolo, eu voi pleca din nou. Ministerul Dezvoltării a alocat, de exemplu, numai anul trecut peste 25 de milioane de lei pentru reconsolidarea a 25 de imobile. 20 dintre acestea sunt din București, dar la finalul anului nu a fost înregistrată decât o singură clădire reabilitată în toată țara. Un imobil din localitatea Hârșova. De altfel, doar în capitală, din peste 2000 de clădiri cu risc seismic, în ultimii 20 de ani au fost consolidate mai puțin de 100. Ritmul în care s-a consolidat până acum ar trebui să treacă vreo 150 de ani ca să consolidăm toate clădirile care ar trebui consolidate. Însă cutremurele nu așteaptă planurile autorităților, iar în același timp teatre precum Notara au fost nevoite să se mute pentru că sediul propriu nu mai poate funcționa după intrarea în vigoare a legii care interzice activitățile cu public în clădirile cu risc seismic.